Bună dimineața! Începem un nou vlog. Iată, așa. Afară avem ceață. Cât vezi cu ochii. Ieri a plouat, astă noapte a plouat și acum dimineața, iată, ne-am trezit cu această ceață, dar din câte se vede, o să fie o zi însorită. Pentru că din cealaltă parte a casei, soarele luminează, doar aici este ceața. Și acum vrând să fac curățenie în ghiozdănelul Cecilei, am găsit agenda și iată. Mâine avem ultimul sunet, mâine la grădiniță este ziua copiilor și Cecilei și lui Stelian le-au deja... Cunosc notele, cum s-ar spune, dar e calificativ. Iată, totul foarte bine, independent și purtarea excelentă. Independent, asta tot este cel mai înalt calificativ. La testare națională a avut 48 de puncte la română și 50 la matematică. La română, pentru că a scris ceva, un cuvânt cu literă mică, i-au scăzut 2 puncte, dar oricum este foarte, foarte bravo. Și mă mândresc cu ea. Acum și o să vedem și la Stelian, dacă îi găsesc agenda, dacă nu a luat-o la școală. Gata, ghiozdanile merg la spălat, al Ceciliei, al lui Stelian. Și până la 1 septembrie au să se odihnească. Încep ziua făcând curățenie în acest dulap de sub chiuvetă. Folosesc iată chiar fiberul pentru veselă împreună cu săponul. Să punesc bine peste tot. Iată așa. După care acuși o să șterg resturile de săpun cu fiberul acesta. Pe fundal mașina de spălat. La primul etaj vecinul tunde iarba, dar eu mi-am făcut aici o sălățică din microplante cu salată verde, frunze de salată, un pic de varză, mult mărar și pătrunjel și ceapă. Aici cafeluța, dar am vrut să vă arăt, aseară am făcut chec de post cu mere și căpșuni. Iată așa. Și aici niște, nu știu cum să le zic, noi le spunem părjolele. Acuși să rup una în cerc din linte. Iată așa, linte pasată, am adăugat usturoi, ce am mai pus morcov, ceapă, piper negru și sare. Și iată, am primit așa oladii sau nu știu cum să le zic sincer, dar sunt foarte gustoase, neapărat. Dacă aveți linte, să încercați, pentru că, apropo, sunt coapte în cuptor și sunt delicioase, sănătoase. Poftă bună mie! Acum mănânc o părjoală din asta cu sălățică și îmi beau cafeaua și mă apuc de lucru. Și la noi iarăși plouă. Văd că s-a nărat destul de tare și a început să plouă. Încet, încet se oprește. Ploița s-a oprit, curățenia aproape am terminat-o, dar o să mai dau o dată cu mopul prin casă, după ce
O să aranjez hainele Ceciliei și ale lui Stilian în dulăpior. Doamne, în fiecare săptămână le aranjez, le aranjează și ei, dar tot nu e așa cum îmi place mie. Așa că, iată, cu asta mă ocup acum. Ei, acum e altă treabă. Hăinuțele Ceciliei și ale lui Stilian, aici ciorapii și chiloței și aici hăinuțele Liei, da. Observați că Lia are o tonă. Astea sunt haine de purtat la grădiniță, la biserică, aici rochițe și astea sunt de purtat pe afară. Nu știu de ce am atât de multe, de ce țin de fapt atât de multe. Iar aici vreau să pun hainele astea în praf mistic. Sunt haine albe, dar deja care s-au învinețit, care s-au pătat. Uitați-vă, asta, tricoul ăsta e pătat de baloane de săpun. Iată, nici nu știam că, când spuneau mămicile că nu pot curăța hainele copiilor de baloane de săpun, nu credeam. Dar iată, vreau să le pun în praf mistic și să văd dacă într-adevăr o să curățe. Iată așa, am pus apă clocotită, praf mistic și tricou. Și o să vedem ce se întâmplă. O să adaug și celelalte haine. Iată, am pus aici toate hăinuțele, le-am pus praf mistic, apă clocotită, am mai pus un ceainic cu apă la fiert, o să-l torn deasupra și le las până de seară. Iar de seară le bag în mașina de spălat și deja cred că mâine o să vedem rezultatul. Mi-am făcut o cănuță cu ceai și pentru că afară un pic s-a mai liniștit, dar oricum încă picure, am zis să aprind o lumânărică așa și să pun niște ulei esențial. Fac aromaterapie. Nu am aprins de mult un ulei, o lumânărică. Folosesc ulei din acesta de miere. Iată, o să pun aici câteva picături și în timp ce o să lucrez, așa, o să fac aromaterapie. Și Stelian. Nu mă dau, tatăl la slujbă? Tatăl la biserică. Poți să-l suni. Și acum am o dilemă. Care carte să citesc? Pentru că am terminat asta noapte de citit Rămas bun Budapesta, o carte extraordinară. Și acum vreau să încep una din astea două. Carte pe care v-ați fi dorit să o citească părinții voștri sau Ora fermecată. Cred că o să citesc Ora fermecată. Așa. Aiana. Am vrut să vă arăt că particip la un webinar, dar nu știu de ce s-a oprit. Cred că trebuie să opresc telefonul. Iată așa, chiar dacă e în limba rusă, eu ador să mă instruiesc. Ador să învăț de la oamenii mai de succes, de la oamenii mai puternici. Iată așa. Și în timp ce am început să ascult conferința, am făcut și un duș și vreau, pentru că mi-am făcut un scrub, vreau să aplic o cremă hidratantă. Am aici o cremă din gama Happy Dew cu peptide, o cremă pentru pleoape. Așa. Stelian a venit acasă, este ora 2 și un pic. Urmează să vină și Cecilia și Sergiu cu Lia. Și în seara asta vom face plăcințele.
dar până vin ei, eu fac mai multe lucruri odată. Ascult webinarul, dar și lucrez în telefon. Din motivul ăsta și-am conectat pe televizor să reușesc să mai lucrez și în telefon. Iată așa, fața pare un pic lucioasă, însă să știți că imediat se absorbe și rămâne netedă și catifelată. Așa, ia să-mi aplic și un pic de aroma roller pentru tonifiere. Iată așa. Aici este un amestec de ulei esențiale. Așa. Și pe cap am turbanul pentru copii din microfibră. Nu din microfibră simplă, ci din microfibră Up Poly, care există doar în Greenway. De asta, dacă vă doriți, iată așa, un turban pentru fetițele voastre, am unul și pentru mine, dar pentru că aseară Cicile și-a spălat părul și l-a lăsat în baie, am zis să-l folosesc și eu și după asta să-l dau la spălat. Dacă vă doriți asemenea turbani care să absorbă doar apa din păr, nu și uleiurile esențiale sau ceea ce mai aplicăm noi pe păr, atunci, iată, un astfel de turban este binevenit. Dacă ștergarele obișnuite se țin pe păr numai mult de 5 minute, atunci astfel de turban, pentru că el absorbe doar apa, poate fi ținut chiar până se usucă părul. Dacă de dimineață a plouat, acum după amiază, iată ce soare avem. Și-i frumos, și-i cald, și-i bine. Dar vroiam să vă arăt că vă spuneam în unul din vloguri că vreau să-mi schimb florile, să le schimb pământul. Așa că mi-am pus aici la să fac rădăcini. Iată florile astea care îmi plac foarte mult. Și din astea. Și iată, aici am pământul care aștept să mai putrezească din rădăcinile microplantelor. Aici mai am, dar vrem să vă arăt. Ia uitați-vă roșiile cât sunt de mari deja. Ardeii, roșiile astea, dar castraveții. Cred că astăzi Sergiu să-i schimbe jos să-i pună și să-i lăsăm așa să se ridice. Sau poate aici cumva o să-i prindem, vedem. Și să crească castraveții în tranșe? Da, sigur! Ia uite! Da! Ia uite, au floricică. Yes? Să mănânc și eu. Da, și acolo deja fac floricele. Și o să avem castraveții noștri. Și aici Cecilia, iată, ca de obicei ea face din biser când are timp. Fă acum până vine Lia. Da. Și-a făcut, iată așa, un inieluș frumos, frumos. Iată așa. Iar aici mă așteaptă hăinuțele să le calc. Acuș, vine Sergiu, cât el o să fac plăcinci cu Lia, eu o să calc. Și iată, din flori am mai mutat aici, am pus în casă. Ca să facem loc acolo la balcon. Și aici, Cecilia ieri a avut gala laureaților, a primit 10 diplome în total, dar acasă veni numai cu 5, pentru că vreo 3 diplome plus medaliile pe care le-a primit la concursul inovatorilor Info Invent au rămas la profesoară. O să le ia, cred că mâine, sau vedem, noi nu pot să deschid cutia. Ce duci și închide ușa, te rog. Iată, aici, în cutia asta, erau cele două medalii pentru locul întâi. Ce duci și închide ușa. Așa. Dar a primit, iată așa, o... Cum? Emblemă. Cu mândria Universului. Așa.
După care, diplome, se decernează elevii, mustață, mustață, ți-o scris. Da? Clasa 4-a. Diplome de mențiune pentru aptitudinile creative și rezultatele frumoase demonstrate în cadrul concursului de sector Minunea Învierii. Asta e de la Floarea Soarelui, da? Da. După care se acordă Musteață Cecilia din clasa 4 din municipiul Chișinău pentru participare și rezultate deosebite obținute la concursul internațional de matematică Kanguru, locul 3. 35,50 de puncte. Pe urmă... Nu, din 50. A, da? Da. Pe urmă, diplomă, locul 2 pentru participarea la Olimpiada de Matematică în cadrul Comisiei Metodice Clasele Primare. Apoi, locul 1 pentru participarea la Olimpiada de Limba Română în cadrul Comisiei Metodice Clasele Primare. Diplomă de mențiune pentru inventivitate și creativitate la AGP, da, agenția, stați cum îi zice, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova. Încă câteva diplome sunt la profesoară și cred că deja mâine o să îi le dea, nu știu, vedem. Mâine avem ultimul sunet, așa că eu tot o să merg să țin pumnii Cecilia, absolventa clasei a 4-a și va trebui să-i fim alături și cine a venit? Cucu! Cine a venit acasă? Oh, wow! Dar ce ai acolo? Ce-a? Ia vină la mine! Ia, a, da, ești încălțat! Era eu lui Valentin! A, Valentin acela care te-a pupat? Da. Și tata și-a adus flori. Nu, nu flori pentru tine. Dar pentru cine? Pentru școală. Oh, serios? Wow. Da, pentru școală. Iată mâine un buchețel pentru Stelian și unul pentru Cecilia. Să le dea la învățătoare. Am pregătit aici aluatul și aici Sergiu a adus cireșii sălbatice. Cireșii. Sunt negre și samari? S-a mărui, dar sunt foarte bune. Sunt bune, da? De la biserică, da, Leiculeas? Mai sunt cireșa mare. Da, s-a mare, dar sunt dulci. S-a mare, dar sunt dulci și bune. Da, s-a mărui deodată. Am înțeles că ies compot foarte bun. Compot, da, dulceat și gustat. Și neajadare. Dar tot culești, culești, nu sunt plui. Am aici etașa roșii. Pe care le fierb sau așa în socul lor, după care o să le pasez. Am pus și ierburi aromate, un pic de ceapă verde am prăjit, pun toate roșiile decojite, se decojesc foarte ușor. Apoi o să le dau prin blender și vom avea sos de tomate pentru le pus în mâncare, făcut acasă. Plăcinte cu brânză, doar că prima partidă o să o facem fără verdețuri, pentru că copiii nu prea le preferă și decât să rămână nemâncate, mai bine le facem așa. Dar pentru noi avem aici o porție sănătoasă de ceapă și mărar. Cred că spunem jumate brânză și jumate verdeață. Așa. Da, rezultatul îți vă arătăm mai târziu. Și acum și plăcintele merg la cuptor și aici avem umplutura pentru cealaltă partidă cu multă, multă verdeață. Iată și plăcințelele sunt gata, astea sunt ale copiilor, doar cu brânză și unele sunt cu brânză și mărar și astea pentru noi și Stelian. Și de ea poate să mănânci cu brânză și multă, 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 multă verdeață. Mama se ocupă cu călcatul, dar tata cu copiii cu dansatul. Bună dimineața, Lia! Dar ce ești tu? Băburuză, ruză! Mergem la școală, la grădiniță. Ultima zi de școală și vine vacanța mare. Iar arătați buchețele. Tare îmi plac.
tare frumoasă, așa-i? Haidem! Dirigindu-te spre pubul la Victoria! Pentru cele mai bune cadre didactice și pentru cei mai buni părinți, cu perseverență și încredere, înainte, spre succes! Am venit acasă și vreau să vă arăt ce a primit Cecilia. Adio clasele primare. Așa, un biscuite, tortă dulce. Și Stelian a adus tabelul reușitei. La toate are foarte bine. După care, diplome de la Stelian pentru locul 3 la Kangurul. Și aici, pentru reușită deosebită școlară. Așa, și la fel și Cecilia a primit diplomă pentru reușită deosebită școlară, implicare activă în activitățile clasei și promovarea valorilor de prietenie, colegialitate și cutezanță. Aici, implicare activă în... același mesaj. Iată așa. Tu azi ești o buburuză, da? Haide mai încolo. Haidem la poartă, că acolo e frumos, cu buburuze. Da? O fost bine azi? Da. Ia uite la mine. Ați avut animatori? Boba. Boba a fost.